They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Triunghiurile amoroase de la Ever After High pot deveni... Jenante. Da, jenante. Raven, partenerul tău de laborator pentru tema de săptămâna asta e Sparrowhood. Drăguț, tu fă treaba în timp ce eu rock and roll! Fantastic. Și Cupid, tu ești cu Dexter. Da, adică, fiindcă ești așa de inteligent, știi tu, Dexter, e așa de inteligent, așa se spune. Știu ce am de făcut. Bună, Cupid! Ce-i nou și rău? Vreau să-ți spun ceva foarte important despre Dexter. Ce numele regatului? Ah, nu e nimic rău! Brer, ce s-a întâmplat? Am încercat să călăresc un dragon. Ha, bine că aveam parașuta la mine. Eu doar vreau să schimb baterii de laborator pentru că Dexter e îndrăgostit de tine. Bună, Cupid! Nu o să dureze mult! Am sunat-o pe Raven și am spus că tu... Oh, nu! Nu, e în regulă! Te-a bucurat mult, de fapt! A fost cât pe ce? Tu și Raven o să fiți grozavi împreună! Sunt convinsă de asta! Hei, Cupid! Ce încercai să-mi pare rău pentru el? Mă bucur așa de mult că le-am rezolvat pe toate! Și acum mai bine treceți la treabă! Poțiunea aia n-o să se facă singură! Cupid, grozav! Pot să-mi amesteci o poțiune de dragoste! Și astfel, se pare că triunghiul acesta amoros nu se va sfârși prea curând. Bănuiesc că nu până la adânci bătrâneți.